Pentru rămânii din toată lumea, Mihai Eminescu este conștiința națională, este comoara noastră de spirit, este judecătorul nostru, să spunem așa, la ceea ce numim noi patrioti, dragoste de limbă, de neam. Astăzi, la Cernăuți, au loc multe manifestări consacrate numărul poetului, tradițional organizat de Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți. Au loc depunere de flori la pustul din casă, la Casa Rom Pomul, în centru orașului, vor urma acțiuni la sediul societății. Deci suntem într-o zi cu Eminescu, suntem o zi care îl consacrăm marelui poet, dar, repet, ar trebui ca fiecare zi din an să fim măcar cât de puțin alături de el.